Regizor român de film, Manole Marcus, s-a născut la 8 ianuarie 1928 la București și a absolvit Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din Capitală în 1955. Până în 1960, într-o încercare de a se exprima în afara normelor impuse de regim, Manole Marcus își face mâna realizând o serie de comedii fără un succes prea mare, La mere, în 1953, Viața nu iartă, în 1957 și Într-o dimineață, în 1959. În a doua jumătate a anilor 60, Marcus își rafinează tonul, utilizând o abordare mai gravă atât a temei cât și a realizării sale. Primul exemplu în acest sens este filmul Canarul și Viscolul, realizat în 1969. Adaptarea novelei Lupta cu somnul de Ioan Grigorescu, filmul vorbește despre prețul libertății unui ilegalist în misiune, urmărit de către autorități. Pelicula, cu Florin Gabrea, Mircea Albulescu și Jean Constantin în distribuție, a fost interzisă la începutul anilor 70. Următorul film prin care s-a remarcat Manole Marcus a fost Actorul și sălbaticii, realizat în 1974. Toma Caragiu îl interpretează pe Caratase, personaj inspirat de personalitatea marelui actor Constantin Tănase. Acțiunea se desfășoară în perioada interbelică și se axează pe conflictul dintre actor și grupurile legionare sălbaticii, ofensați de spectacolele artistului care îi satirizează. Alături de Toma Caragiu, în film joacă și Mircea Albulescu, Margareta Pogonat, Ion Besoiu și Mircea Diaconu. Tot Toma Caragiu interpretează rolul principal și în comedia Operațiunea Monstrul, pe care Marcus o realizează în anul 1976. Un grup de cadre din conducerea comunistă pleacă în delta Dunării într-o expediție de capturare a unui somn legendar, cunoscut drept Monstrul. Orice intrus va fi tratat cu o răceală demnă, astfel încât să înțeleagă chiar și cel mai nesimțit că prezența lui este inoportună. Octavian Cotescu și Marin Moraru sunt de asemenea distribuiți în film. Până în 1994, anul morții, Manole Marcus a mai regizat încă 9 filme. Despre credința sa artistică, Manole Marcus declara într-unul dintre ultimele sale interviuri: tendința mea, cea mai directă, ar fi fără îndoială către filmul contemporan. La aceasta m-ar conduce acea primă opțiune. Înțeleg prin film contemporan nu orice fel de peliculă cu idei de actualitate, pentru că unii includ în această categorie și filmul istoric, cu subiect mai îndepărtat sau mai apropiat. Eu mă refer la cea mai actuală dramaturgie posibilă, în sensul unor drame imediate care se petrec alături de noi, plâng în noi, în viața noastră. Nici o cinematografie din lume nu s-a afirmat altfel decât făcând operă contemporană. Iar noi, dacă vrem să recâștigăm publicul românesc și să ne afirmăm și pe plan internațional, nu putem face decât vorbind despre noi înșine. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.